canalul Franco-German Arte transmitea reportaj de la Chișinău despre cum luptă, iată, Iura Roșca cu, se pare, Victoria Cușmir, un lider al tineretului creștin-democrat, politic, și Hyde Park-ul cum lupta Civic. Deci, prima televiziune care a remarcat acțiunile Hyde Park a fost una occidentală. După aceea mi-am amintesc că prin 2006 a reacționat TVR-ul de la Iași și a făcut un reportaj lung de vreo jumătate de oră despre Hyde Park. Și abia prin 2007-2008 a reacționat ProTV-ul de la noi și EuroTV-ul când a apărut. Dar până atunci nu ne-a observat decât presa occidentală. Cât de greu am ieșit noi din anonimat. Probabil ne-a salvat și internetul și site-urile noastre, Curaj Net, după aceea și Curaj TV. Și existența Occidentului, că dacă n-ar fi fost Occidentul, poate ne-ar fi sugrumat Voronin aici. Greu a fost primii ani de Hyde Park, după aceea a devenit și mai greu în 2008-2009, dar acum a devenit tot mai ușor și mai ușor, numai că ne plictisim noi sau obosim, n-avem destule obstacole. Acum, principalul obstacol, după cum vedeți, e lumina de afară și nu putem să vă arătăm filmele. Dar Ghenadi a lucrat vreo câteva săptămâni la un film despre ce am făcut noi în 10 ani de Hyde Park și a ieșit un film de 20 de minute. O să-l arătăm poate un pic mai târziu, când se mai întunecă și o să se vadă bine pe pânza asta. Până atunci vrem să decernăm premii și diplome celor care au participat la un mini concurs, nu știu dacă a fost inițiat de Nastea sau de Ghenadi, dar a fost lansat pe internet. Ce slogan sau ce comentarii aveți despre Curaj, despre Curaj Net, Curaj TV, despre proiectul nostru virtual Curajul. A participat nu foarte multă lume, cât vreo duzină, vreo două duzine de internauți, dar mesajele au fost toate încântătoare, minunate, unele foarte lungi, altele neașteptate de scurte și de laconice. Tocmai de asta, pentru că pe mine m-au delegat să aleg mesajele, sloganele care mi se par cele mai bune, am ales unul mai lunguț în versuri și altul foarte scurt, laconic, pentru care dăm diplome și Ghenadi zice că are și premii, niște tricouri cu inscripția Curaj Net. TV. Sau MD. Cel mai bun mi s-a părut sloganul lui Ion, o sângera, cum ești că te cheamă, scuze-mă? Ion? Ion și... Ion Căpățână. Tot îmi vine să zic și... Tricourile. Mi s-a părut al lui cel mai laconic și cel mai percutant, acela cu creștem, oamenii cresc prin drept sau prin legislație sau prin legitare. Ridicarea oamenilor în drepturi. Asta mi s-a părut minunat și genial. Și al doilea slogan, desfășura amplu ca o baladă în versul scris de Doinița Crăciun. Știi, ți-am uitat cum merg, am emoții, stau în față aici. Deci, doi internauți minunați, simpatizanți Hyde Park, Ion se pare că e chiar și membru Hyde Park. Încă nu. Tătă înainte, dacă îți dai voi mama și partidul, hai să dai la Hyde Park. Deci aveți diplome de la noi, de la Hyde Park, semnate de președintele Gheorghe Lupușoru. Și premiile sunt tricouri. Trebuie să vedeți care e mai potrivit pe mărime și împărțiți-le cumva între voi. Și diplome tot așa, luați-le după nume. Hai, doamna, treci încoa și aștept rugată, asta e a ta, mă, după nume. Tricourile tot așa, împărțiți-le... Alegeți mărimea voastră, că al treilea trebuie să meargă la alt câștigător. Next! Nu, este aici. Este al treilea, bun. Atunci alegeți care e mai bun. Dacă aveți ceva de zis despre Hyde Park, despre Curaj, poftiți... Culați-vă în picioare sau vorbiți de jos, dacă nu... dar de ce facem toate evenimentele astea? Pentru că azi se împlinesc 10 ani fix de când în capul celălalt de alee 88 de ascultători ai emisiunii Hyde Park, închisă, cenzurată ulterior de la antena aceea, postul de radio municipal, am ieșit în stradă și ne-am asociat în ceea ce se numea inițial ONG Hyde Park. 5 ani am existat ca ONG formal, înregistrat, cu ștampilă, cu cont în bancă, acceptați de Ministerul Justiției, după aceea, din cauza presiunilor, ne-am autolichidat și suntem de 5 ani, de alți 5 ani, asociație neformală. Și azi ne-am gândit cumva festiv,
frumos, original, să marcăm această aniversare, acest jubileu, 10 ani de când Hyde Park-ul există ca asociație. Facem proiecții de filme cu reportaje de la televizor despre protestele și acțiunile noastre culturale. Mai devreme am avut o discuție despre ultima ediție a Festivalului Amatorul, care a fost a patra ediție. Și ziceam că acuși va fi proiectat și filmul montat, conceput de fratele meu Ghenadi Brega, unul dintre președinții Hyde Park. Eu se pare că am fost primul președinte, tu ai fost al doilea. Pe 11 mai 2008 a fost aleasă președintea Parascovia Topada, când Ghenadi era închis la pușcărie, la câteva zile după ce am fost eu eliberat de la pușcărie. După aceea s-au mai perindat vreo câteva președinți Hyde Park. Răisa a fost președinte interimar, pentru că Anatol Hristea a demisionat. Anatol Hristea a condus Hyde Park un an și acum în spatele lui Ghenadi îl aveți pe Gheorghe Lupușoru, președinte actual. Ileana Prodan conduce de umbră președintele adjunct. Ghenadi, membru de consiliu. Veniți la Hyde Park, măcar să căscați gura dacă nu vreți să vă implicați alături de noi, că vă temeți de cucuie. Vă mai pun reportaje de la televizor. Mișcă. Opa, aici e cu sunet, da? Sunet. Dar cine o dat play aici? De unde e lista asta? Ah, nu știu să văd, al câtului e ăsta? Asta e ultimul, da? După arte. Îl dăm pe ăsta la început.